Comisarii de la Protecția Consumatorului au găsit din nou prăpăd la fast food-ul Roy din complexul studențesc din Timișoara. În urma controlului efectuat de către Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, în colaborare cu IPJ Timiș, la Sece Scărlătescu Cătălin Junior SRL din Timișoara, au fost constatate mai multe abateri de la prevederile legale în domeniu, ceea ce a impus aplicarea următoarelor sancțiuni. Patru amenzi în valoare totală de 22.000 de lei, oprirea definitivă de la comercial și scoaterea din circuitul consumului uman a produselor neconforme, oprirea temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor, propunerea sancțiunii complementare de închidere temporară a unității pe o perioadă de până la șase luni, neregulile constatate la partea de alimentație publică au fost folosirea unor materii prime care nu respectau condițiile de păstrare impuse de producători, nerespectarea regimului de temperatură pentru păstrarea preparatelor culinare calde, mâncăruri gătite și reci, sosuri, minim 60 de grade Celsius pentru mâncarea caldă, respectiv maxim 8 grade Celsius pentru sosuri. Folosirea unor echipamente de gătire neigenizate cu depuneri în strat gros de grăsime arsă, utilizarea unor frigidere necurățate cu resturi alimentare depuse atât pe pereții frigiderelor cât și în interiorul chederelor, condiții igienice improprii desfășurării activității, neregulile descoperite la partea de cazare au fost amenajarea și folosirea podului clădirii la închirierea unor camere către persoane Fizice. Condiții de cazare total improprii: în baie sunt montate la duș perdele din material plastic cu porțiuni de mucegai și prezintă un miros puternic de canalizare, iar o ușă de baie era spartă. În două camere au fost identificate insecte parazite, atât pe pernă cât și pe saltea, și în jurul patului. Mai multe saltele erau pătate. În afară de două camere, toate celelalte nu au aerisire directă, aceasta realizându-se printr-o improvizație total insuficientă pentru aerisirea completă. A camerelor. Nu a putut fi prezentat acordul emis de primăria Timișoara cu viza pentru anul în curs, autorizația ISU pentru spațiul de cazare, iar autorizația DSV Timiș nu este emisă pentru activitatea de restaurant. Menționăm că operatorul a mai fost sancționat pentru această abatere, transmit reprezentanții CRPC Timiș.